Premieră nedorită pentru luna iulie la Iași. Mâine intrăm sub cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că temperatura maximă va ajunge la 40 de grade Celsius și că nici pe timpul nopții nu ne vom putea răcori, întrucât minima nu va scădea sub 20 de grade. Indicele temperatură umezeală se va situa frecvent după amiază între 82 și 84 de unități, ceea ce va face ca disconfortul termic să fie deosebit de accentuat. În aceste condiții, în Iași, traficul greu va fi interzis mâine, 1 iulie, de dimineață și până la ora 22. Persoanele care nu vor putea ieși din casă, dar vor avea mare nevoie de produsele de bază, pot apela la numere de telefon de urgență puse la dispoziție de Direcția de Asistență Comunitară Iași, 0332 440 647, 0232 206 344, 0332 440 648. Dacă sperați că mergând la munte în județele învecinate vă puteți răcori, aflați atunci că nici acolo nu e nicio speranță. Jumătatea estică a județului Neamț, spre exemplu, va fi mâine sub cod roșu de caniculă, iar cea vestică sub cod portocaliu. Cu doar puțin mai bine va fi în Suceava și acest județ fiind împărțit, jumătate sub cod portocaliu și jumătate sub cod galben. Județele Botoșani, Bacău și Vaslui vor avea parte de cod roșu.